Vă salut, frați dragi, și vreau să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu în această ocazie și să stăruim în învățătura apostolilor și vrea să citim un text din Efesen, capitolul 5, versetele 15 și 16. Efesen, capitolul 5, versetele 15 și 16. Și spune textul aici. Uitați-vă deci cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nesăbuiți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Amin. Haideți să facem o rugăciune, să-i cerem Domnului ajutor și putere. Tată, îți mulțumim pentru această zi de hară, îți mulțumim că ne-ai însoțit până acum, mulțumim că ai fost cu noi și te rugăm acum din inimă să ne însoțești. Și în timp ce ascultăm cuvântul pe mine, în timp ce voi predica, Doamne, te rog să-mi dai putere și să fac slujirea ta, Doamne, cu lepădare de mine însumi și, Doamne, mă rog pe to noi toți cei care ascultăm acum în momentele astea să în Duhul Tău peste noi și să ne înveți. Să ne înveți cum să trăim în această perioadă tulbure în care suntem. În această perioadă de criză și care va avea probabil urmări serioase. Doamne, dă-ne har și ajută-ne să te iubim și să ne punem toată nădejdea în, în tine care ești singurul nostru ajutor și singura noastră nădejde în, în vremea aceasta și în lumea aceasta. În numele Lui Hristos îți mulțumim. Amin. Noul coronavirus e, e deja pe prima pagina știrilor de, să zic, o lună de zile și încet, încet, ceea ce era doar o știre despre niște lucruri îndepărtate, China, a ajuns să fie încet, încet o realitate pentru noi, care trăim în România. Și acum, în momentele acestea noi trăim sub umbra aceasta a coronavirusului. Nu avem cum să ne ascundem, nu avem cum să negăm lucrurile astea. Vedem efectele la orice pas și realitatea e că noi nu putem să punem să apăsăm pe butonul stop și să trecem dincolo de perioada asta când lucrurile vor reveni la normal. Trebuie să ne trăim viața acum și aici. Și fie că stăm acasă, fie că mergem la lucru, fie că ne împărtășim ideile, vorbim la telefon, stăm în spațiul virtual. Trebuie să ne trăim viața. Și trebuie să o trăim viața într-un mod plăcut lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Și întrebarea e cum ar trebui noi să reacționăm și să uh, umplăm noi care suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu în toată această Perioadă ciudată, confuză, de criză în care trăim. Și ar vrea să ne uităm în seara aceasta la cinci principii, cinci principii și atitudini pe care un credincios ar trebui să le aibă în perioada aceasta. M-am gândit să, să am o predică dedicată acestui subiect, pentru că, deși obișnuiesc și cred că așa ar trebui să fie, să predicăm. Dintr-un pasaj biblic, cred că în momente de genul acesta de criză suntem chemați de Dumnezeu să dăm anumite răspunsuri și anumite principii pe baza cărora noi creștinii să ne trăim viața. Și aceea, aș vrea să privim la cinci atitudini biblice în fața acestei pandemii și aș vrea să le enumăr acum și apoi le, lu le vom lua pe fiecare în parte. Siguranța biblică în Dumnezeul suveran și plin de îndurare. Trebuie să avem o siguranță biblică, în Dumnezeul suveran și plin de îndurare, să avem un discernământ biblic, al treilea lucru să avem o detașare biblică, al patrulea lucru o înțelepciune biblică și, în al cincilea lucru, să avem o dragoste biblică față de oameni. Iată cele cinci lucruri pe care le vom lua pe rând să vedem cum Domnul ne cheamă să trăim în această perioadă. Și primul dintre lucruri este că ar trebui să avem o siguranță biblică în Dumnezeul suveran și plin de îndurare. Frații mei, tot ce s-a întâmplat, tot ce se întâmplă și tot ce se va întâmpla, de la cele mai mici detalii până la cele mai mari și mai cuprinzătoare planuri, toate sunt în planul suveran al lui Dumnezeu pentru umanitate. Și primul, sau întâi de toate, aș vrea să afirm că puterea lui Dumnezeu este fără margini și nimeni și nimic nu se poate împotrivi voi sale. Asta găsim în Scriptură. Uitați-vă ce scrie în Daniel capitolul 4, versetul 35. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului. Ce vrea. Nu există nimeni care să-l lovească peste palmă, peste mână și să-i zică ce ai făcut. Nimeni. El are control absolut a toate câte au loc în istorie și face exact așa cum plănuiește. Exact așa cum își dorește. Nimic nu stă în cale, nimeni nu se poate împotrivi voii sale. Și este minunat acest lucru. Să știm că Dumnezeu lucrează Așa cum voiește, voiește El în toate lucrurile și în toate privințele, de la cele mai mici până la cele mai mari. Dar, pe de altă parte, toate lucrurile care au loc în istorie sunt partea unei voi înțelepte a lui Dumnezeu. Nu numai că El este puternic și face ce vrea, dar este și înțelept și lucrează toate lucrurile după un plan absolut înțelept. În Efesenul 1 găsim că în El am fost aleși și moștenitori în Hristos Iisus, adică Pavel vorbea a Efesienilor că a fost aleși și moșteritori fiind hotărâți mai dinainte după planul celui ce plănuiește toate lucrurile după sfatul voiei sale. Efesienul 1 cu 11. Este, observați, uimitor de a tot cuprinzător. El plănuiește toate și înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voiei sale. Nimic nu are loc la întâmplare. Tot ceea ce are loc pe pământul acesta, de la cele mai mici detalii până la cele mai mari, sunt planul lui Dumnezeu, pentru că El este puternic și nimeni nu-i poate sta în cale. Dumnezeu este suveranul absolut al istoriei. <coughs> și acest lucru, să știți, este valabil și în cazul acestui coronavirus. Poate vă și de ce, de ce e acest lucru așa de mângâietor? Păi, Gândiți-vă un pic, cum ar fi dacă, dacă toată istoria și tot ceea ce se întâmplă, toate evenimentele și decursul lor ar fi în ultimă instanță efectul șansei sau, efectul, sau și efectul voințelor autonome ale oamenilor? O mare parte șansă, dar o mare parte și voințele noastre autonome care. Lucrează în așa fel încât să-și așeze destinul așa cum vor. Păi, gândiți-vă, n-am avea nicio siguranță, n-am avea nicio încredere în ziua de mâine, n-am avea absolut nicio, uh, nicio siguranță reală. Așa trăiesc însă mulți oameni astăzi. Totul depinde, în ultimă instanță, de ei, de abilitatea lor de a face, de a salva vieți, de a proteja. De a stopa pandemia aceasta. Și mie mi se pare această perspectivă una dintre cele mai mizerabile în care poți trăi. Să trăiești cu această povară uriașă că totul depinde de tine este absolut îngrozitor. Absolut îngrozitor. Și este și mai îngrozitor atunci când suferința vine peste tine sau peste ai tăi, pentru că spui întrebarea, dar dacă aș fi purtat mănuși, dacă aș fi avut o mască de protecție, dacă m-aș fi protejat mai bine, dacă nu i-aș fi vizitat atunci, dacă și dacă și dacă. Și uh, întreaga povară este pe omerită și este devastator acest lucru. Dar desigur, dacă știm că Dumnezeu este suveran, este doar suveran și nimic altceva, lucrul ăsta nu este mângâietor este chiar un înfricoșător, pentru că să stai în mâna unui despot este teribil. Este teribil. Ori până acum am demonstrat că el este puternic și face lucrurile după sfatul voi sale. Dar Dumnezeu nu este doar atât, este suveran, da, dar este și plin de îndurare. Este și plin de îndurare și asta ne spune întreaga Scriptură. Psalmul 145 este cu precădere un psalm al, al exprimării acestei îndurări divine față de umanitate. Și iată ce, ce, spun versetele 8 și 9. Domnul este plin de har și milostiv și încet la mânie și bogat în îndurare. Și iată ce spune versetul 9. Domnul este bun cu toți și mila lui se întinde peste toate lucrările sale. Mila lui se întinde peste toți oamenii, peste toată planeta, peste toate făpturile. Și în versetul 13, în acela psalm, găsim uh, că împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta dăinuie din generație în generație. Domnul este credincios tuturor promisiunilor sale. Și uitați acum, și plin de îndurare față de tot ceea ce a creat. Se plinde de îndurare față de tot ce a creat. Este o dispoziție în Dumnezeu către îndurare față de oameni, față de toți oamenii. Și vedem în aceste, în aceste texte că El este bun și milostiv față de absolut tot ceea ce a creat. Inclusiv față de oameni, oamenii care se află în rebeliune față de El. Toți oamenii, adică de pe fața Pământului. Și vei zice, să pic, e o contradicție între un Dumnezeu a cărui voie suverană se face și se împlinește și a cărui voie este chiar acum să se întâmple această pandemie și un Dumnezeu care este plin de bunătate față de toți și de îndurare față de toți oamenii. E bine, o fi pentru noi asta o, o contradicție, nu și pentru autorii biblici. Pentru că în versetul 13, cel pe care l-am citat deja, ni se spune că Dumnezeu este suveran. Anume că stăpânirea lui dăinuie din generație în generație. Ce-l face asta? Îl face un suveran. Nu există nimeni care să domnească din generație în generație decât Dumnezeu. Și el este suveran. Dar a doua parte a versetului spune, în același timp, în același verset, că el este plin de îndurare față de tot ce a creat. Frații mei, să nu dăm curs farselor filozofii care spun că dacă Dumnezeu este complet suveran, nu poate să fie plin de îndurare. Noi nu funcționăm după logica asta, noi avem logica scripturii după care trăim și uh, el este un Dumnezeu plin de îndurare, plin de milostivire față de toți oamenii și în același timp poate să, poate să îngăduie și poate să uh, gândească planul acesta în care COVID-19 să existe în lumea noastră și să producă ravagile care le produce. Cine îl poate cuprinde pe Dumnezeu? Cine îl poate cuprinde? Și cine poate să spună așa ceva este imposibil fără să-L bagi pe Dumnezeu în micile lui cutiuțe teologice care sunt limitate și umane? Nu putem să facem asta cu Dumnezeu. Asta este ideea. Trebuie să le, trebuie să le luăm ambele adevărul și să le crede pe ambele. Dar dați-mi voi să spun că ceea ce este <coughs> valabil pentru lumea întreagă, și anume că el este plin de îndurare față de ea, este cu atât mai mult valabil pentru cei care sunt se Pentru că în Romani 8 cu 28 spune că toate lucrurile lucrează spre binele lor, adică spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său. Și toate lucrurile, inclusiv acest coronavirus, inclusiv suferința, inclusiv boala, inclusiv moartea, frații mei. Toate lucrează spre binele nostru, pentru că suntem în mâna unui Dumnezeu complet suveran și în mâna unui Dumnezeu plin de bunătate și de îndurare. De aceea, noi stăm acum pe un munte. Noi stăm pe stânca aceasta care este de neclătinat și anume pe Dumnezeu. În schimb, alții stau pe nisipurile astea mișcătoare ale hazardului și ale uh, poverii de a ne purta singuri uh, propriile destine în mâini. Dar noi, frații mei, nu, nu stăm în nisipurile astea mișcătoare, ci noi ne culcăm și adormim în pace și Domnul este sprijinitorul vieții noastre, Psalmul 3 și 4, găsim aceste adevăruri. Cum ne trăim noi viața, calitate de creștini, în lumina acestei realități a COVID-19? Și, în al doilea rând, având un discernământ biblic. Asta este al doilea lucru pe care vreau să-l punctez. Există oameni care nu cred că avem de-a face cu o criză majoră de sănătate, alții spun că într-adevăr este o mare criză, alții spun că este o criză, dar nu este așa de mare. Unii compară acest, această boală și acest virus cu o răceală, alții vorbesc de ea în termeni mult mai înfricoșători, alții spun că contestă măsurile astea drastice care s-au luat și spun că s-ar fi luat unele, ar fi trebuit să se ia unele mult mai mici, alții spun că s-au luat prea devreme aceste măsuri uh, și, scuze, prea, 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 târziu aceste măsuri uh, și au fost prea mici și prea târzii. Există oameni de asemenea foarte speriați pe de o parte și uh, foarte nepăsători pe de altă parte. Uh, de asemenea, există tot felul de teorii cum s-a format această, acest virus. Sigur că au înflorit teoriile conspirației, că în laboratoarele din China s-a făcut acest virus. Alții merg pe interpretarea normală, să zicem mainstream, care spune că a fost undeva în China o... și cauzele sunt necunoscute. <coughs> Sincer, nu cred că am asistat într-o perioadă la o mai mare babilonie de informații și de păreri și de idei ca acum când trăim aceste vremuri care este adevărul este greu să, să spui cu certitudine și așa ajungem la problema să zicem surselor noastre de informație pentru că probabil că ați observat în mass media toți îndeamnă la precauție și la a chiar exagerat de mult îndeamnă să nu dăm crezare fake news-urilor sau știrilor false, ci să să ne informăm din sursele oficiale. Probabil că ați observat, e ca un refren care apare mereu și mereu. Și, sincer, nu este treaba mea acum să, să spun care este știrea adevărată sau falsă, ci îndemnul meu este, sau întrebarea mea la care vreau să răspund acum, este cum ar trebui să reacționăm noi la avalanșa asta de știri și cum ar trebui să trăim în lumina lor. Și Răspunsul meu este având discernământ biblic. Având discernământ biblic. <coughs> Pentru că, frații <coughs> mei, rămâi uimit de lipsa de discernământ biblic pe care o văd în, în unii credincioși. Și există o naivitate și o credulitate a unora exagerată. Când noi creștini ar trebui să fim, de fapt, oamenii cu discernământ cel mai mare și cei mai prudenți în a considera toate lucrurile și toate știrile care, care uh, se spun în jurul nostru. În schimb, noi vedem o știre, sau mulți, unii dintre credincioși, văd o știre, imediat o cred, imediat o împărtășesc, imediat dau share, like și așa mai departe. Și cred că în perioada asta, și nu numai în perioada asta, noi creștini ar trebui să dăm dovadă de, de un alt tip de caracter. Unul, unul bazat pe scriptură și unul care este unul um, mult, mai, mult mai de departe analizează și să nu dăm crezare tuturor acestor lucruri așa imediat. Biblia ne îndeamnă, spune Scriptura, să nu credem bazmele. Asta găsim în, în Tit 1 cu 14, 2 Petru 1 cu 16. Să nu dăm crezare bazmelor a bazmelor teologice și bazmelor de orice fel. Noi nu suntem oameni care cred făuriri închipuite, care dau curs, dau crezare zvonurilor, bârfelor, născocirilor. Ar trebui să fim oameni prudenți, oameni plini de discernământ. Și de ce ar trebui să fim așa? Pentru că noi știm, frații mei, noi știm că lumea asta zace în cel rău. Zace în cel rău, 1 Ioan 5 cu 9. Stăpânitorul lumii acesta este diavolul. În multe texte găsim asta. Și diavolul este tatăl minciunii. Și când tatăl minciunii conduce lumea asta, noi știm că el împrăștie minciuni. El guvernează prin minciună. Și de aceea, frații mei, să nu dăm crezare tuturor conspirațiilor, să nu fim lezi necrezători, să... Să nici măcar când informațiile par a fi cele mai avizate, să știți, eu privesc cu scepticism orice știre care vine. Nu, nu contează din, ori, din ce sursă vine. Și nu mă refer la un scepticism ieșit din, cum să, din niște tipare biblice, ci la acel scepticism pe care ar trebui să-l avem, la acea reticență biblică la care suntem chemați noi. Pentru că știm și la cel discernământ biblic. Pentru că știm că lumea aceasta este condusă de cer rău. Nu există oameni care să, să ofere știri și informații și, și idei care să fie absolut neîntinate de orice minciună și de orice orice interes al unora și al altora. De aceea, Domnul să ne ajute în perioada asta să, să nu mușcăm o mea la oricăror oameni și oricăror știri și să fim oameni cu discernământ biblic, oameni care stau ancorați în alte realități în primul rând, nu în acestea. Și de asemenea, aș vrea să spun ceva celor în vârstă, mai ales pentru că cei mai în vârstă sunt, sunt ispitiți să cadă pradă discursurilor politicienilor, să spunem așa, și care caută în momentul acesta să exploateze politic toată problema asta. Și îndemnul meu este să nu ne lăsăm atrași în discute politice în vremea aceasta, în perioada aceasta, indiferent ce opțiuni politice am avea fiecare, nu, nu e important asta. Să nu ne lăsăm atrași în astfel de discuție. Trebuie să fim prudenți și uh, să, să înțelegem că nu tot ce ni se livrează este adevărat. Și uh, pentru că știm că oamenii sunt corupți și oamenii sunt, sunt lezne de a, ne, de a ne oferi informații false, tocmai ca să urmărim agendele lor. Și, în plus, frații mei, noi cunoaștem în parte, de aceea trebuie să fim mai rezervați. Și ceea ce vreau să spun aici este că trebuie să fim oameni echilibrați. Și, din nefericire, văd mulți creștini neechilibrați. Sunt fioroși în declarațiile lor, în, în modurile în care se exprimă, ultimatumuri, oferă extremiști. Noi n-ar trebui să fim așa, fioroși, extremiști. Ar trebui să fim cumpătați, echilibrați, oameni care oferă balast societății noastre, care oricum este așa cum este în momentele astea, numai uh, polarizări. Domnul să ne ajute să fim în felul ăsta, în perioada asta. Apoi. Al, pat, al, treilea, al treilea lucru, cum ar trebui să trăim noi în fața acestei realități COVID-19? Ar trebui să avem o detașare biblică. Detașare biblică. Frații mei, ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem noi în perioada asta, ar trebui să. este acesta să devenim un fel de evangheliști ai COVID-19. Uh, nu. Uh, ai ultimelor știri, ai. Opțiunilor noastre politice în, în perioada asta, noi nu suntem chemați să vestim o altă știre, o altă veste decât vestea cea bună. Vestea cea bună, că Domnul Isus Hristos și-a dat viața ca noi să avem viață, că El a luat asupra noastră, asupra Sa, întreaga noastră povară, a păcatelor noastre și a ispășit-o pe cruce, a a curățat uh, pe cruce păcatele omenirii și a coborât în mormânt, a înviat dintre cei morți și acum stă la dreapta lui Dumnezeu și stăpânește și vrea să ofere tuturor viață veșnică. Asta este vestea la care Dumnezeu uh, ne-a rânduit. Vestea pe care trebuie noi să, să o spunem oamenilor. Și spun asta pentru că noi nu trebuie să fim prinsi în vortexul acesta al. Al lumii și al narațiunii lumii acesteia, al, al poveștii în care se învârte lumea asta. Ca și cum încrederea noastră și speranța noastră este în aceste lucruri, ale lumii acesteia. Suntem chemați să trăim detașat de, de preocupările și curiozitățile care acaparează, vedeți, și consumă gândirea lumii. Până în vremea asta, numai despre asta se discută. Vedeți? Oare va fi bine mâine? Oare voi avea de lucru peste două luni? Oare voi supraviețui dacă voi fi infectat? Sau alte curiozități? Oare cât s-au îmbolnăvit azi? Oare cât. Oare ce s-a mai întâmplat în focarul de la Suceava? Sau mai știu eu ce alt loc? Oare, oare, oare? Suntem chemați în zilele astea să facem altceva. Să facem ceea ce spune Coloseni, capitolul 3, versetele 1 și 2. Și iată ce spune. Dacă deci ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Trebuie să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. El să ne ajute să facem asta într-o perioadă ca asta și să. De, arătăm această detașare de toată nebunia asta care există și uh, caută și pe noi să ne, să ne introducă în gaura asta neagră. Arată, de aceea îndemnul meu este arată că tu crezi o altă știre. Știrea cea bună. Tu ești ancorat într-o altă împărăție cu alte valori, cu alte cu alți poli de putere și polul nostru de putere este Hristos răstignit și mort, în viață și acum stând la dreapta lui Dumnezeu. Fi plin de Hristos în zilele acestea. Fi plin de Evanghelia Harului Său. Plin de știrea cea bună care ar trebui să-ți cuprinde întreaga minte și viață și să te facă să fii pasionat în zilele astea de El. Domnul să ne ajute. Cum trăim în fața realității COVID-19? În al patrulea rând, având o înțelepciune biblică. Frații mei, în, în această situație în care ne, ne aflăm noi, unii dintre noi sunt mai fricoși, alții mai bravi și neînfricați. Și indiferent cum ești croit, să zic în mod natural, noi suntem chemați să trăim înțelept în această perioadă. Și știți cum se vede înțelepciunea? Înțelepciunea se vede în asta sub autoritate. Așa, a, așa arată un om înțelept că este înțelept stând sub autoritate. Și suntem chemați într-un într moment ca acesta să dăm respect autorității statului și să ascultăm de autoritățile și de recomandările pe care ei le fac. Poate, poate zici, nu cred în ele și poate pot fi de acord cu tine în anumite privințe. Dar în problema aceasta nici nu contează ce cred eu sau ce crezi tu despre toate aceste măsuri. Regulile sunt deja stabilite și Biblia spune că noi trebuie să ascultăm de autorități, că trebuie să le fim supuși. Dacă aceste lucruri desigur nu se nu se opun lui Dumnezeu și nu cred că se opun în perioada asta lui Dumnezeu. Uitați ce se spune Roman 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care și stăpânile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. Deci Dumnezeu a rânduit toate lucrurile astea și noi trebuie să fim supuși lor pentru că suntem supuși lui Dumnezeu care le-a rânduit. Poți fi o mărturie zilele astea pentru Hristos prin supunerea pe care o arăți față de autorități. Hristos a fost supus față de Tatăl, față de planul Tatălui, tatălui nu se la cruce și vom vedea asta. Săptămâna mare, și în ocazia sărbătorilor Paștelui. Mai, mai, mai în detaliu, dar dacă el a fost supus și tu trebuie să fii supus. Și iată, suntem chemați să ne supunem autorităților. Și dacă anumiți compatrioți ai noștri aleg calea rebeliunii, aleg calea nepăsării și neiubirii, noi suntem chemați să arătăm smerenie, să arătăm umilință și să arătăm ascultare. Astea sunt roadele unei vieți pline de înțelepciune și unei vieți schimbate de Hristos. Și aș spune că această înțelepciune ar trebui să se arate și în familia ta și să vadă și în familia ta, pentru că la fel în familie unii sunt mai fricoși și alții mai, mai bravi și mai curajoși. Dar trebuie să există un consens în familia noastră. Nu, nu trebuie să facem de capul nostru unele lucruri, ci ar trebui să nu dăm curs acestui spirit de rebeliune și de independență care ne este atât de la îndemână tuturor. Ar trebui să trăim în înțelepciune și înțelepciunea înseamnă să-ți îngrădești libertățile tale și să trăiești de dragul altora și sub domnia lui Hristos. Iacov definește înțelepciunea pentru noi așa. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecată plină de îndurare și de roade bune, fără părtine nefățarnică. Refuzul acesta de a te încăpățâna și de a te comporta independent de dragul altora, chiar și cu prețul îngrădirii propriilor tale libertăți, drepturi, opinii și păreri, este înțelepciune și mă rog ca Domnul să ne ajute să te ajute pe tine și pe mine să trăim în felul acesta. Apoi, de ce te expune, prostește unui pericol doar pentru a te arăta brav și puternic. Nu, nu ar trebui să faci asta. Și uh, un ultim lucru pe scurt cum trebuie să trăim noi în fața realității COVID 19 manifestând o dragoste biblică față de oameni. Am rămas uh, uimit pe de o parte, uh, dar am zis, da. E normal ca ei să se comporte așa, pe de altă parte, văzând cinismul oamenilor în perioada aceasta, în care trăim noi. Pare că singurul interes al celor al mult, multora dintre oameni este să puncteze în perioada aceasta. Să puncteze. Mă uitam la televizor și am rămas uimit cum în zona de pauze, toate reclamele, cred că în proporție de 90%, reclamele sunt direcționate medicamentelor, produselor farmaceutice. Și care este ideea? Companiile astea caută să puncteze comercial și să exploateze fricile oamenilor din perioada asta și dorința lor nesățioasă de a-și cumpăra sănătatea. Și bagă, 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 bagă. Ascultam de asemenea cum în negocierile astea cu Anumite companii de echipamente sanitare din China și din alte părți ale lumii, cum aceste companii și-au mărit prețurile la echipamentele astea sanitare de zeci și sute de ori chiar în această perioadă, datorită cererii absolut inimaginabile care există acum. Și observați, exploatare, exploatare, exploatare. La fel am văzut în vremea asta, din nefericire, și politicieni care care exploatează politic toată această criză. Demonizează alți politicieni și dau impresia că iubesc enorm de mult oamenii și dacă soarta ar fi făcut ca ei să fi fost la conducere cu toți, am fi avut în perioada asta numai lapte și miere și totul ar fi fost perfect. Dragii mei, iată cum toți caută să-și caută să -și, treacă să ia ciolanul, să zic, pentru ei și caută să exploateze în perioada asta. Dar, frații mei, ultimul lucru pe care noi ar trebui să-l facem este să punctăm și să exploatăm uh, această criză în care suntem pentru a ne împlini noi. Uh, nu știu, dorințele noastre, plăcerile și așa, interesele noastre. În această perioadă lumea are nevoie să vadă cu limpezime că noi suntem samariteni milostivi ai acestei lumi, care facem bine pe propria noastră cheltuială, care iubim aproapele nostru ca pe noi înșine. Și suntem chemați să iubim, să nu să punctăm. Și vei zice, da, și dacă mai punctez un pic, care e problema? Doar fac bine oamenilor. E bine, și aceia care vân la suprapreț, într-un fel, poți să zici că fac bine oamenilor, că, că lasă produsele să ajungă la oameni și asta e, asta e, un lucru bun. Dar, frații mei, hai să fim serioși, cine ar putea spune că cei care ridică prețurile cu 50-60 de ori mai mult fac un bine? Asta e o, o păcăleală. Și noi, frații mei, suntem chemați să facem bine oamenilor, fără a ne dori nimic în schimb. De la ei. Nimic în schimb. Niciun beneficiu pentru noi. Tot ceea ce facem să facem pentru gloria lui Hristos. Asta are nevoie lumea în momentele acestea. Să vadă oameni care trăiesc pentru gloria lui Hristos. Să vadă oameni care nu fac ceva pentru a căpăta ceva, ci fac ceva de dragul oamenilor. Și uh, odată cu faptele noastre să piară și numele nostru. Nu ne interesează să fim lăudați. Și probabil că cel mai iubitor lucru în această perioadă este să stai acasă, să te rogi pentru cadre medicale, să te rogi pentru bolnavi, să te rogi pentru o mărturie a Evangheliei în spital și să te rogi pentru medicii creștini, care sunt creștini autentici. Ca ei să ei sunt în linia întâi în momentele astea și noi suntem în și Să ne rugăm și să ne rugăm pentru lucrarea Evangheliei în această perioadă. Apoi, iarăși, un alt lucru prin care am putea manifesta dragoste biblică față de oameni. În acesta de informații, să nu considerăm pe oameni inamici teologici. Am observat așa de, așa de ușor acest lucru, să polarizăm lucrurile și opiniile noastre despre virus, despre politică, despre această criză, să, să, ne transforme în inamici cu alții. Dar, știți, opiniile astea pot diferi. Putem să nu fim de acord cu multe lucruri. Dar asta nu ne face dușmani. Și chiar de a fi dușmani, noi suntem chemați să iubim și pe dușmanii noștri ca pe noi înșine. Asta spune Matei 5 44. Vedeți, imperativul ăsta al iubirii nu depinde de cine, sau cu cine avem noi de-a face suntem transformați de Evanghelie și ea este vestea cea bună pentru noi, vestea cea mai importantă, nu opțiunile noastre de orice fel. Frații mei, Domnul ne-a chemat să fim ucenicii Lui exact în aceste vremuri. Exact în aceste vremuri, nu în altele, exact acum. Și de aceea, cred că l-am onorat pe Domnul dacă am manifestat în perioada asta această siguranță biblică în Dumnezeul suveran și plin de îndurare. Dacă am manifestat și dacă am arăta discernământ biblic și detașare biblică și înțelepciune biblică și, mai presus de orice, poate, dragoste biblică față de oameni, Dumnezeu să ne ajute și să ne ofere har după har. Fie numele lui slăvit și onorat în veci. Amin.